Sunt onorat să dau cuvântul acum disinsului ministru de externe al României, domnul Bogdan Aurescu. Vă rog, domnule ministru. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră amabile. De asemenea, îi mulțumesc domnului profesor Dungaciu pentru invitație și vreau să-l felicit pentru munca pe care a depus-o în calitate de coordonator al acestui volum, dar în același timp vreau să felicit ansamblul echipei care a lucrat la fiecare din definițiile pe care le găsim în această enciclopedie și vreau să vă spun de la început că împărtășesc alături de dumneavoastră cele două convingeri care cred eu stau la baza acestui proiect editorial. În primul rând, faptul că geopolitica Mării Negre reprezintă un factor determinant pentru politica externă a României, fiind mai importantă decât oricând, în ciuda percepțiilor publice de aparentă lipsă de interes, pentru că, așa cum veți vedea în ceea ce voi spune mai departe, dacă se scrie relativ puțin în bibliografia de specialitate, asta nu înseamnă că importanța Mării Negre nu a crescut progresiv în ultimii ani. Și în al doilea rând, exact ceea ce ziceam mai devreme și spunea și profesorul Dungaciu, bibliografia de referință în domeniu este prea puțin dezvoltată. Și această combinație de factori are efecte. Pe de o parte, am un subiect extrem de important pentru politica externă a României și nu numai, pentru ceea ce înseamnă politica de securitate a NATO în general, un subiect care crește în relevanță și pe agenda Uniunii Europene și pe agenda Statelor Unite ale Americii. Am, pe de altă parte, mai puține documente de tip academic care se ocupă de acest areal, ceea ce își produce, cum spuneam, anumite consecințe. De aceea consider că această enciclopedie este un pas extrem de necesar în direcția cea bună. Îmi doresc să-l văd continuat, aprofundat, mai ales în acele subiecte care au relevanță mai apropiată pentru interesele naționale ale României. Și în opinia mea, mai ales aceste subiecte trebuie să fie teme pentru cercetare sistematică, riguroasă în mediile academice românești. Și aici, cu siguranță, vom avea un parteneriat între Ministerul Afacerilor Externe și colectivul de autori al acestui volum, pentru că deja, așa cum se spune, în momentul în care o carte apare, deja trebuie să lucrăm pentru ediția următoare. Este un moment cum nu se poate mai potrivit, având în vedere faptul că în ultimii ani, cu o deloc neglijabilă contribuție din partea României și a diplomației române, regiunea, după cum ziceam, a beneficiat de o atenție tot mai crescută pe agenda Uniunii Europene, a NATO și a Statelor Unite, materializată prin multiple inițiative care au legătură cu această regiune. Multe dintre conceptele, instituțiile și inițiativele prezentate în volum au beneficiat de susținerea și de contribuția Ministerului Afacerilor Externe. Aș merge chiar mai departe și aș spune că o parte din conceptele care sunt abordate în această enciclopedie, inițiativele, instituțiile care sunt incluse aici, reprezintă idei și inițiative ale Ministerului Afacerilor Externe, chiar dacă acest lucru este cunoscut mai puțin de către publicul larg. Sau, în orice caz, au beneficiat de o susținere consistentă din partea diplomației române. Sigur, însă, este în mod natural ca analiștii să aibă o abordare de problematizare, o abordare critică asupra tuturor aspectelor, evoluțiilor, conceptelor și instituțiilor, iar prin natura profesiei diplomații trebuie să le promoveze în așa fel încât să se obțină rezultate bune, eficiente pentru obiectivele de politică externă ale statului respectiv în cauză România. De aceea sper să echilibrez cumva prin intervenția mea această balanță între analiză și acțiune. Aș da două exemple pro memoria, diferite între ele, dar care sunt reprezentative pentru structurarea unor soluții și formate care sunt reflectate în această publicație și care au beneficiat de sprijinul diplomației române. De exemplu, în 2007, înființarea unei filiale a German Marshall Fund al Statelor Unite la București prin Black Sea Trust, demers care la momentul respectiv nu a fost deloc facil
sau adoptarea tot în 2007 de către Uniunea Europeană a unei comunicări a Comisiei privind sinergia Mării Negre, sub președinția germană a Uniunii Europene, exact cum suntem și acum, la inițiativa României și cu eforturi diplomatice susținute. De fapt, Ministerul Afacerilor Externe este actor și în egală măsură susținător și parte interesată în demersurile de mai bună înțelegere a regiunii Mării Negre, pentru că evoluțiile din regiune au constituit întotdeauna o prioritate pentru activitatea noastră. Iar tematica Mării Negre rămâne, prin natura lucrurilor, o dimensiune definitorie, atemporală, aș spune, a profilului strategic al României. Realitățile geografiei strategice din prezent, dacă ne uităm la ceea ce reprezintă astăzi flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, care în partea sa de sud include regiunea Mării Negre. Interconectarea sau interconexiunea geopolitică și geoeconomică cu Mediterana de Est, cu Orientul Mijlociu, cu Caucazul de Sud, toate fac din Marea Neagră în continuare o parte dintr-un arc de instabilitate până la urmă, care preocupă și trebuie să preocupe în cel mai înalt grad și NATO și Uniunea Europeană. Acest arc de instabilitate este adesea alimentat, instrumentalizat de oponenții traseului nostru european și euroatlantic, ceea ce creează dificultăți și pentru partenerii noștri din regiune, partenerii noștri apropiați, care încearcă să obțină prin eforturi deseori, iarăși mai puțin cunoscute publicului larg, un viitor mai bun, mai prosper și mai european. De aceea, cred că este un obiectiv comun să insistăm prin demersurile noastre, prin munca noastră, atât diplomatică cât și academică, analitică, pentru confluențe regionale benefice, pentru cât mai mulți care să prevaleze asupra logicii de sumă nulă pe care deseori o întâlnim și care transpare de altfel din paginile enciclopediei. Momentul actual și complexitatea acestor conexiuni nu fac decât să crească mizele, să sporească imperativele politice și diplomatice. De la Minsk la Damasc vedem o serie de provocări persistente la adresa stabilității și securității regiunilor afectate. Avem o criză politică în Belarus, conflicte înghețate și reaprinse în funcție de context, adesea cu aceiași salvatori autoproclamați, cu obiective care nu sunt deloc aliniate cu ceea ce ne dorim noi. Acutizarea unor diferende în Mediterana de Est, toate acestea au implicații asupra Mării Negre. Stabilitatea democratică, drepturile fundamentale ale cetățenilor, integritatea teritorială a statelor, securitatea, toate sunt amenințate de abordări care încalcă norme și principii de bază. În anul în care aniversăm 75 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite, nu putem să nu constatăm cum, sigur, în acest punct de intersecție a unor plăci geopolitice diverse, dar și pe un fond complicat de criza pandemică actuală, cresc riscurile care derivă din subminarea programatică uneori a dreptului internațional, a ordinii globale bazate pe reguli, a multilateralismului principial și eficient. Modul în care abordăm aceste provocări este, prin urmare, un element definitoriu pentru politica externă a României. Nu degeaba, la reuniunea anuală a diplomației române, am dedicat, de fapt, întregul concept al reuniunii analizei lecțiilor învățate în urma pandemiei și efectelor pe care pandemia le-a produs la nivel global în ceea ce privește accelerarea anumitor tendințe existente sau apariția unora noi. Una dintre concluziile pe care le-am avut în urma acestei dezbateri, fiind aceea că România trebuie să continue să susțină în mod pragmatic, în mod sistematic, în mod programatic, soluții fondate pe norme și practici de drept internațional și de ordine globală deja consacrate, să ne bazăm pe multilateralism, pe cooperare, pe dreptul internațional, pe formule deja testate, care ne ajută să ne atingem obiectivele și să continuăm să găsim noi formule care să ne permită coagularea energiilor pozitive din această regiune. Succesul acestui tip de abordare în spiritul și respectului pentru cadrul multilateral și bazat pe reguli
este evident și în direct contrast cu abordările unilaterale. Vă dau un exemplu din propria mea experiență profesională, și anume diferendul pe care România și Ucraina l-au avut pentru delimitarea platoului continental și zonelor economice exclusive în Marea Neagră, unde avem prin soluțiile obținute o dovadă că dacă folosim instrumente pașnice care ajută la soluționarea diferendelor prin mecanisme de drept internațional consacrate, putem să găsim soluții eficiente atunci când alte tipuri de abordări de natură politică sau de natură unilaterală nu dau rezultate. Pentru că beneficiul depășește chiar și dimensiunea bilaterală a unui astfel de caz. Prin exemplu pe care îl oferă pentru modul în care se poate găsi o soluție pentru o problemă complicată într-o astfel de regiune care în sine este complicată. Instabilitatea, riscurile de securitate, amenințările, diferențele de viziune nu pot fi soluționate prin forță, pentru că acestea au costuri pe care părțile implicate și regiunea în ansamblu său nu și le pot permite. Marea Neagră are, sigur, din această perspectivă, așa cum rezultă din paginile enciclopediei, trăsături specifice, care sunt definite de tot felul de elemente care s-au acumulat de-a lungul timpului. Unele mai vechi, cum este, de pildă, Convenția de la Montreux privind statutul strâmtorilor, unele mai noi, care derivă din, de exemplu, tratatul privind forțele armate convenționale în Europa sau din alte documente care au consacrat măsuri de creștere a încrederii și securității în regiune. Toate au creat, mă rog, și la acestea se mai pot adăuga și alte instituții și inițiative, proiecte regionale. Toate acestea conturează un regim specific pentru această regiune. Încălcarea sistematică a principiilor și normelor de drept aplicabile de către o țară riverană complică însă realitățile și pune în joc securitatea tuturor țărilor riverane, inclusiv cea a României. Și aici vorbim despre exemple pe care toată lumea le știe, de la criza georgiană, la anexarea ilegală a Crimeei, la diverse încălcări ale spațiului maritim sau aerian ale țărilor riverane sau, iată, acutizarea conflictului din Nagorno-Karabakh. Toate acestea sunt resimțite și mai acut în contextul global actual. Ca reacție la invadarea și anexarea peninsulei Crimeea, NATO a adoptat o postură de apărare și descurajare cu o prezență consolidată pe flancul estic, inclusiv cu o prezență înaintată la Marea Neagră, România fiind atât contributor cât și beneficiar al acesteia. Inclusiv datorită implicării și eforturilor României, în cadrul summitului NATO de la Varșovia din 2016, deci acum 4 ani, Alianța a transmis un mesaj politic clar, prin care s-a reconfirmat faptul că regiunea Mării Negre rămâne o componentă importantă a securității euroatlantice. Este o contribuție importantă pe care președintele României, domnul Klaus Iohannis, a avut-o în cadrul acelui summit, în pregătirea lui și în cadrul summitului propriu-zis. De asemenea, vreau să menționez adoptarea pachetului privind Marea Neagră anul trecut. Pachetul cuprinzător privind Marea Neagră, adoptat la reuniunea miniștrilor aliați de externe din aprilie 2019 de la Washington. Și nu vreau să uit să menționez aici faptul că în declarația comună din august 2019, pe care președintele României și președintele Statelor Unite au adoptat-o în cadrul vizitei președintelui Iohannis la Washington, se găsește o frază care este iarăși revelatoare pentru modul în care importanța securității Mării Negre o are și este percepută de către dimensiunea politică și de securitate a parteneriatului strategic cu Statele Unite. Acolo se vorbește despre faptul că Marea Neagră are o importanță strategică pentru securitatea transatlantică. Iată cum a crescut de-a lungul timpului, prin eforturi diplomatice consistente, importanța Mării Negre în percepția aliaților noștri. Vom continua, sigur, să susținem activ nu doar această dimensiune de securitate, avem și o dimensiune de interconectare economică, care duce la creșterea coeziunii în cadrul Uniunii Europene, la dezvoltarea economică a regiunii și la, evident, întărirea relației transatlantice. Mă refer aici la inițiativa celor trei mări, care, prin summitul de la București, găzduit de asemenea de președintele Iohannis în septembrie
2018, prin summitul de la București, această inițiativă a dobândit maturizare politică și conceptuală, precum și instrumente concrete de acțiune în vederea atingerii acestor obiective de interconectare regională, mai ales pe axa nord-sud. În materie de combatere a dezinformării, mă uit și la ceea ce face Uniunea Europeană. Mă uit la Stratcom Est, la EU versus Dezinfo, instrumente pe care Serviciul European de Acțiune Externă le folosește cu, dacă vreți, cu target pe această regiune, de unde vin cele mai importante provocări în materie de dezinformare și fake news. Prin urmare, România va continua să sprijine activ aceste eforturi aliate ale Uniunii Europene, ale partenerilor din vecinătate, în favoarea unei regiuni a Mării Negre cu o cooperare regională intensă, care să aducă beneficii politice și economice cetățenilor. Pentru că noi credem că este posibil să imaginăm și o astfel de perspectivă pozitivă, constructivă a dezvoltării regiunii. Sigur că pentru asta trebuie să folosim instrumentele pe care le avem deja și să încercăm să le îmbunătățim permanent. Mă refer la instrumentele pe care le avem în interiorul Parteneriatului Estic, în cadrul Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră, a cărei președinție în acest an a deținut-o România, și o să mă mai refer un pic la acest subiect, sau să ne uităm la ceea ce am obținut anul trecut, două instrumente foarte importante în timpul președinției României a Consiliului Uniunii Europene, și anume la Agenda Maritimă Comună pentru Marea Neagră și la Agenda Strategică de Cercetare și Inovare la Marea Neagră. Sunt două succese notabile ale României anul trecut, în 2019, în timpul președinției Consiliului Uniunii Europene. Sau putem să ne uităm în continuare și la o implementare mai substanțială a sinergiei Mării Negre, de la care cele două agende din 2019 de altfel se revendică. Rămâne de asemenea de o valoare specială și aportul societății civile, cum este cazul forumului ONG-urilor de la Marea Neagră, iarăși o inițiativă a Ministerului Român de Externe, care a fost sprijinită din primul an de Uniunea Europeană și de Black Sea Trust și care se bucură de continuitate din 2008, de la prima ediție și până în prezent. Nu vreau să uit aici să menționez și un instrument pe care noi nu l-am folosit, deși noi suntem cei care l-am inventat. Este vorba despre conceptul din 2015 pe care l-am propus și care se chema atunci când era în fază de proiect Security Trust, și care în comunicarea comună a înaltului reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate și a Comisiei din 16 noiembrie 2015 a dobândit denumirea de Thematic Frameworks, adică cadre tematice. Este o formulă de sau o propunere de platformă de cooperare și dialog regional pe teme neconflictuale, care să permită o mai bună interacțiune între statele riverane ale Mării Negre, de exemplu, sau putem să folosim acest concept și în alte zone de interes, acolo unde sunt conflicte sau diferențe notabile, pentru a încerca prin dialog să găsim formule de ieșire din impas. Referitor la Organizația Cooperării Economice a Mării Negre, vreau să spun că în calitate de președinție în exercițiu, pe 25 septembrie, în marja Adunării Generale ONU, am prezidat o reuniune informală a miniștrilor de externe din statele membre, care a urmărit, de fapt, să discute despre lecțiile învățate în urma pandemiei și modul de adaptare al statelor membre ale acestei organizații regionale la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ne-am concentrat asupra modalităților în care OCEM poate să răspundă pe dimensiunea regională de cooperare pentru gestionarea implicațiilor socioeconomice ale pandemiei. Fiind iarăși un bun prilej de a reconfirma interesul pentru acest areal, pentru această organizație, pe dimensiunea economică. De asemenea, trebuie spus aici ceea ce am mai amintit de-a lungul timpului, și anume faptul că dacă România în acest an a exercitat două mandate succesive ale acestei organizații ca președinție în exercițiu, asta se datorează faptului că am reușit să soluționăm o problemă pe care o avea această organizație în ce privește asumarea succesivă a președințiilor organizației. Era un blocaj din punctul ăsta de vedere. Am reușit să identificăm o soluție pachet care să fie acceptată de toată lumea
și în felul acesta să deblocăm impasul instituțional. Vreau să închei prin a spune că această carte pe care astăzi o discutăm aici, deși nu este încă în materialitatea ei în formă fizică, dar ea vă asigur că există pentru că am citit-o, face o trecere în revistă foarte importantă, aș spune o primă trecere în revistă a unui număr mare de evoluții relevante, de actori, de probleme, de formate, de inițiative. Și revin asupra ceea ce spuneam la început, cu siguranță este un format care poate să fie îmbunătățit, poate să fie adus la zi. Avem deja o serie de sugestii pentru a doua ediție și sper că acest parteneriat pe care îl propunem să fie acceptat de către colectivul de autori. Nu am nicio îndoială însă că viitorul stabilității, securității și prosperității României și regiunii depinde inclusiv de efortul celor care se apleacă asupra dimensiunii teoretice și analitice. Chiar dacă deciziile politice au un alt traseu și un alt parcurs procedural de adoptare, uneori nu putem să vorbim deschis la momentul la care facem toate demersurile diplomatice pe care le facem, însă vă asigur că în continuare Marea Neagră rămâne extrem de sus pe agenda de politică externă a României, ceea ce sper că am reușit să și demonstrez un pic prin inventarul foarte sumar de inițiative, de proiecte și de demersuri pe care le-am făcut, precum și rezultatele pe care le-am obținut în ultimii ani. Vom continua parteneriatul cu instituțiile academice, cu cercetătorii, vom continua acest exercițiu de reflecție prospectivă.